Un bărbat a cumpărat un câine, însă a rămas îngrozit când a realizat ce este de fapt animalul. El a povestit întreaga întâmplare pe TikTok. Mai multe organizații de caritate îi avertizează pe cei care intenționează să cumpere animale de pe internet să aibă grijă la cei care le vând și care se dau drept crescători. Un bărbat care și-a cumpărat un câine a fost păcălit. În loc să aibă un nou animal de companie, acesta a luat de fapt un pui de hienă. Întreaga întâmplare a fost povestită de bărbat într-un videoclip postat pe Instagram. El spune că a crezut că va cumpăra un cățel de pe internet, a mers să vadă animalul pentru a-l lua acasă, însă la fața locului și-a dat seama că nu este vorba despre un câine. Animalul vândut pe internet era de fapt o hienă. Bărbatul spune că vânzătorul i-a adus pe părinții cățelușului. Când a văzut că patrupedul nu seamănă cu celelalte animale, bărbatul și-a dat seama că este vorba despre o escrocherie. Am încercat să-i dau un nume, s-a uitat la mine și a râs. Eram atât de speriat. Aceasta este o hienă. Ca un câine, pisică, lup. Încercam să mă joc cu el și el doar râdea, a râs tare și apoi m-a mușcat de picior. Morala poveștii este să aveți grijă la acești crescători de câini, s-ar putea să vă alegeți cu dihori, a povestit el. Urmăritorii de pe Instagram au cumpărat animalul cu un personaj negativ al Disney. Ai cumpărat unul dintre dușmanii din Regele Leu, a comentat un internaut. Bărbatul a fost întrebat dacă a luat animăluțul acasă, însă nu a răspuns, relatează știrile ProTV.ro.